Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În premieră, la Gura Văii, festivalul antic Bătălia dintre Carpi și Romani pe Via Angustia. Multiple proiecte pe fonduri europene la Onești. Târgu Ocna, 4 locuințe din centrul de zi au fost finalizate. Consiliul Local și primarul Comunei Gura Văii Silviu Dinei, împreună cu Asociația Vetere Smilite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț, organizează pe 1 și 2 octombrie festivalul antic Bătălia dintre Carpi și Romani pe Via Angustia, partenerul media al evenimentului fiind Acum TV. Festivalul antic Bătălia dintre Carpi și Romani pe Via Angustia este primul festival de reconstituire antică din zona Văii Trotușului, iar inițiativa realizării acestuia aparține Consiliului Local și primarului Comunei Gura Văii Silviu Dinei. În prag de toamnă, la începutul lunii octombrie, pe 1-2 octombrie, în apropierea Oneștiului, mai precis la Gura Văii, ne vom delecta în premieră cu spectacole de reenactment, lupte 1-1 între daci și romani, ateliere antice, dar și cu mare bătălie dintre carpi și romani pe Via Angustia la Gura Văii. Surpriza serii o constituie defilarea cu torțe aprinse. Aceasta va începe din fața clădirii primăriei Comunei Gura Văii și până la tabăra antică. Potrivit organizatorilor, timp de două zile, sâmbătă și duminică, 1 și 2 octombrie, mai mulți războinici daci și romani vor reînvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitând publicul într-o călătorie în timp. Este un festival care țintește tot copiii, dar nu numai de data aceasta. Aș vrea să arăt copiilor originile, de ce nu, originile românilor, originile noastre ca nație, și ne întoarcem mulți, mulți ani în urmă, 2000 de ani în urmă. Pe când trăia Decebal și Burebista, Decebal, Burebista, după care împăratul Traian, și o să-i aducem la Gura Văii, îmbrăcați în haine autentice, îmbrăcați militărește pe romani. Așa. Să vedem și noi de ce erau așa impozanți, de ce a reușit să ne cucerească. Și ce strategie au exact avut ei de luptă în fața carpilor. Unelte foloseau. Carpii fiind daci, carpii liberi fiind daci. Ce strategii de luptă foloseau. Toate lucrurile acestea se vor desfășura pe 1-2 octombrie. Un eveniment, în primul rând, cultural, unde o să invit pe toți locuitorii Comunei Gura Văii și nu numai, și pe cei din împrejurimi. Nu a mai fost, nu știu să mai fi fost vreodată organizat așa ceva. O să vedeți 30 de actori, să spunem așa, îmbrăcați în haine dacice și romane, care vor simula lupte între ei, dar și nu numai. Și bineînțeles, nu știm cine va câștiga, nu? Nu știm cine va câștiga, dar eu zic totuși să respectăm istoria. Carpii liberi, dacii vor câștiga noi, în zona. Zona noastră nu a fost cucerită de romani, arcul extracarpatic a rămas în zona dacilor liberi, ca așa să spunem este. Așa. Bine, romanii n-au știut că strategia înseamnă Via Angustia, toată zona aceasta spre Transilvania, era punct nevralgic și trebuia să aibă un castru roman să monitorizeze trecătoarea și ori să se întâlnească la Gura Văii, să vedem ce o să iasă. Eu spun că o să iasă frumos la ceea ce pregătim pentru cei mici, o să învățăm să bată monedă. Corect, o să învățăm să tragă cu arcul. O să învățăm să tragă cu arcul, să arunce cu sulița, o să-i punem să învețe scrierea antică, o să auzim latina. Da, și care nu e o limbă moartă. Sunt convins că va fi un festival de foarte mare, de foarte mare bun augur pentru iubitorii de istorie, pasionații de antichitate, pentru care mă număr și eu. Și surpriză, zic eu că dumneavoastră nu ziceți, dar o defilare cu torțe a legiunilor romane. Evident că pregătim o paradă frumoasă pentru toți locuitorii Comunei Gura Văii în prima seară, pe data de 1. O să avem o defilare cu torțe pe acelor actori îmbrăcați în romani, care va... Să vedem cum se va sfârși, dacă va fi cu o confruntare la final sau nu, nu? Eu zic că o să fie o confruntare. Așa este. Vă așteptăm la Gura Văii pe 1-2 octombrie să ne întâlnim cu originile și cu istoria noastră ca nație. Da, un proiect foarte frumos. Ați vrut să aduceți istoria mai aproape de copii. Da, copiii sunt cei care sunt beneficiarii direcți acestui proiect.
toți cei 400 și de copii de la școli vor fi aduși să vadă. Vom pune la dispoziție microbuzele școlare cu titlu gratuit care să plimbe prin toate satele, să-i aducă la eveniment. Părinții sunt convins că se vor bucura. Și de ce nu Oneștiu? Se vor putea face Comăneștiu, Târgocna. Orice locuitor al comunelor limitrofe și nu numai este binevenit în comuna Guravăi să vadă, să trăiască, să-și facă o poză îmbrăcat în roman sau un dac, să facă o poză cu un dac sau cu un roman. Cu un războinic, lucru care să le rămână în amintire și să țină minte că pentru prima dată pe Valea Trotușului un asemenea eveniment a fost făcut la Guravăi. Primarul comunei Guravăi a explicat că nu întâmplător festivalul este organizat pe raza comunei Guravăi, căci scopul declarat al primarului Silviu Tinei este de a face cunoscută zona, de a promova frumusețile și pitorescul locurilor. Sâmbătă 1 octombrie în jurul orei 11 va avea loc ceremonia oficială de deschidere a festivalului în zona Luncii Trotușului, urmată de prezentarea trupelor de reenactment prezente. Taberele și numeroasele ateliere meșteșugărești antice vor fi deschise cu această ocazie și vor funcționa până seara, în jurul orelor 19. Vor fi ateliere de prelucrare a lemnului, de monetărie, întreținere echipamente, jocuri romane, tir cu arcul, aruncări cu sulița, scriptoria, este vorba de scris antic, fierărie, dar și metaloplastie. Activitățile din tabăra antică, dar și spectacolele de reenactment istoric vor fi realizate de Asociația Veteres Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț. Pe parcursul zilei de sâmbătă vor avea loc demonstrații de tehnică militară daco-romană, lupte de gladiatori, iar cei mici se vor putea confrunta și ei cu replici din lemn de săbii și scuturi. În cursul serii este programată marea bătălie dintre carpi și romani. Petrecerea antică va continua cu defilare cu torțe aprinse și se va încheia cu rugul lui Zamolse, un ritual de incinerare spectaculos. Duminică vor fi și noi activități în tabăra antică, iar cei mici vor putea exersa ei înșiși meșteșugurile din atelierele carpilor și romanilor. Evenimentul este organizat de Consiliul Local și primarul comunei Guravăi, Silviu Tinei, împreună cu Asociația Veteres Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț și are ca scop promovarea tradițiilor și potențialului turistic al comunei Guravăi. Multiple proiecte pe fonduri europene sunt în curs de implementare la Onești. Despre toate acestea a vorbit chiar primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul unor declarații comune cu vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, avocatul Onești Angelu Panfil. Alte proiecte importante care se desfășoară în acest moment sunt două proiecte la în cadrul Spitalului Municipal, unul cu o puternică implicare, aproximativ 1 milion de euro cofinanțare de la Consiliul Județean și îmi permit să le mulțumesc încă o dată și pe această cale, un proiect de 32 de milioane de lei, 6 milioane și ceva de euro, încă un proiect de 10 milioane de lei pe dotări. În perioada imediat următoare se dă drumul la licitație pentru încă un proiect de 10 milioane pe care l-am depus la începutul anului și deja s-a primit finanțare pentru fluide, pentru înlocuirea rețelelor electrice și de fluide, de actualitate oxigenul, cel mai important, pentru că știm cu toții, deși Oneștiul avea instalații de oxigen, în momentul în care a devenit spital suport COVID, s-a constatat că era puțin insuficientă rețeaua respectivă. Marți 20 septembrie, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, împreună cu Cristian Aurelian Ciobotaru, primarul orașului Târgu Ocna, echipa din conducerea DGASPC Bacău, o parte din angajații și beneficiarii centrului de zi Târgu Ocna, au participat la un eveniment de suflet. Este vorba de darea în folosință a noilor locuințe protejate din cadrul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din Târgu Ocna. Valoarea totală a proiectului este de 5,7 milioane de lei, 30% reprezentând cofinanțarea Consiliului Județean Bacău. 29 de persoane adulte cu dizabilități au fost dezinstituționalizate din Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești și transferate la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Târgu Ocna. În cele 4 locuințe construite și dotate la standarde europene, aceștia beneficiază de servicii sociale și suport de prevenire a reinstituționalizării prin acordarea consilierii, asistenței și sprijinului necesar. Suntem onorați să vă prezentăm
ceea ce am făcut noi aici, am realizat, spunem că este realizare. De fapt, aici, ceea ce vedeți dumneavoastră, este o clădire care a fost dată spre utilizare de GSPC Bacău de către primăria din Târgu Ocna. O clădire abandonată, nu mai era folosită. Noi am reabilitat-o. Am construit pe teren, dat la fel de către primăria Târgu Ocna, 4 locuințe protejate pentru beneficiari. Să știți că primăria Târgu Ocna și domnul primar, țin să-i mulțumesc pentru că a fost un partener loial. Ne-a sprijinit de fiecare dată când am avut nevoie. Același lucru pot să-l spun și despre Consiliul Județean, pentru că la început, în anul 2018, când s-a semnat contractul de finanțare, contribuția Consiliului Județean era de 2% și vă rog să rețineți că până la finalizare, contribuția a crescut la undeva la 30%. O contribuție și s-au făcut eforturi substanțiale și mulțumesc domnule președinte pentru a identifica resursa financiară și a nu nebloca și a continua proiectul, să vedeți în starea în care se află astăzi. Proiectul a contribuit, de fapt sunt două proiecte. Un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 s-a finalizat, a recepționat clădirea. Veste bună pentru profesorii și elevii Liceului Tehnologic din Dărmănești. De puțin timp au început lucrările la o sală de sport. Din discuțiile purtate cu primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, am aflat că este o mai veche promisiune care acum a fost onorată. Mai multe aflăm în minutele următoare. Începând cu data de 15 septembrie a fost lansat ordinul de execuție pentru obiectivul construire școală, sală de sport la Liceul Tehnologic Dărmănești, obiectiv finanțat prin Compania Națională de Investiții și cu participarea Consiliul local. Suntem deja după două zile în prim proces de execuție, un lucru foarte bun și un obiectiv foarte așteptat de cei aproape 1000 de elevi care astăzi sunt la Liceul Tehnologic Dărmănești. Care ar fi valoarea acestui proiect? Peste 1 milion de euro, cu termen de execuție 12 luni. Din discuțiile avute cu constructorul, sperăm ca la începutul anului școlar 2023-2024 obiectivul să fie funcțional, adică undeva sub 12 luni trebuie să fie finalizat. Suntem aici pe spațiul școlii, nu? Pe terenul școlii. Da, este terenul școlii, e partea din spate a Liceului Tehnologic cu ieșire în strada Energiei. Aici vom avea această sală, acest obiectiv finalizat și cu acces din strada Energiei. Cofinanțare de la bugetul local? Avem cofinanțare de la bugetul local. Sigur că, dincolo de partea de ce ține de cofinanțarea strictă a Consiliului Local, sunt și acele obligații pe care le-am asumat, utilități, canalizări și așa mai departe. Un obiectiv așteptat? Foarte așteptat, o promisiune făcută de mult doamnei director. Mă bucur că astăzi suntem cu hârlețul în brazdă, în pământ, da? E un prim pas pe care l-am făcut spre modernizarea acestei unități de învățământ. Ne dorim foarte mult să semnăm contractul de finanțare prin PNRR pentru modernizarea, renovarea clădirilor principale care țin de Liceul Tehnologic, a spațiilor de învățământ pe lângă acest proiect. Cu toate că echipa din conducerea liceului a amenajat o sală de sport mai mică, nimic nu se compară cu bucuria de a avea o sală de sport la cele mai moderne standarde. Detalii în minutele următoare. Doamna director, la această oră liceul nu are sală, dar va avea. Da, e o dorință noastră mult mai veche. Momentan, orele de educație fizică și sport se fac într-o sală improprie, o sală de vreo 70 de metri pătrați, pe care noi ne-am străduit să o avem așa, în măsura în care s-a putut. Acum, practic, vedem că începe să se realizeze un vis al nostru de foarte mult timp. Suntem foarte bucuroși. De altfel, tot liceul va intra într-un amplu program de reabilitare și sistematizare. Practic, grație acestui proiect atras de echipa din administrația publică locală, maxim nu un an și ceva, sau un an, va fi aici o sală de sport. Da, noi sperăm ca anul viitor să toate orele de sport să fie în sală. Sper și sunt convinsă că se va realiza, pentru că și alte obiective au fost realizate în timp. Proiecte social-culturale la Parohia Oțelești. Parohia Oțelești din Comuna Oncești a fost gazda derulării de noi acțiuni în cadrul proiectelor eparhiale. În temniță am fost și ați venit la mine.
și Eroi au fost, eroi sunt încă, promovate în acest an de Protopoviatul Bacău, în parteneriat cu Penitenciarul Bacău și cu filiala județeană Cultul Eroilor. Acțiunile s-au desfășurat la tarnița a parohiei Oțeleș, la Monumentul Eroilor, ridicat chiar în fața primăriei Oncești. Evenimentul a început la biserica din satul Tarnița, unde a fost oficiată sub protia protopopului Eugen Ciprian Ciuche Sfânta Liturghie. Cu acest prilej a fost derulat proiectul eparhial În temnița am fost și ați venit la mine, adresat unui grup de 10 deținuți de la Penitenciarul Bacău. Vă mulțumim, bunul Dumnezeu, că astăzi ne-am prelegit a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în cadrul unui proiect pe care protuirea Bacău îl desfășoară în anul omagial 2022 al Sfinților Isihaș, în anul rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și am văzut cu toții rolul rugăciunilor din cadrul Sfintelor Taine pe care le săvârșim în biserica noastră pentru a coborâ din cer peste sufletele noastre păcătoase harul lui Dumnezeu ca să curețe necurăția acesteia, ca să vindece slăbiciunile lui și ca să binecuvinteze viața noastră pentru a fi una slujitoare a mântuirii și a ne îndepărta cât mai mult de răul pe care îl săvârșim cu sau fără voia noastră. Într-adevăr, Părintele Popescu Gheorghe, de la Parohia Ortodoxă Polonești, din Protopopiatul Bacău, a surprins rolul acestor rugăciuni în Sfintele Taine, după ce le-a enumerat și a arătat rolul fiecăruia în viața noastră, știind că Harul lui Dumnezeu lucrează în mod individual, în câte o sfântă taină. Și de fiecare dată Dumnezeu, cum spuneam, vine din cer și peste cele slabe ale noastre coboară Harul Său pentru a le întări și a le desăvârși în lupta cu păcatul. Am venit la invitația Părintului Paroh în baza unui parteneriat început anul trecut și sper să continue mult timp în toate localitățile Protopopiatului pentru a cunoaște și a ne face cunoscuți cu intențiile de revigorare a inventarierii monumentelor din fiecare localitate, din fiecare parohie, a revigorare a scopului cultului eroilor, în primul rând de propagare a întâlnul tineretului. Un mare rol ca totdeauna de altfel îl are biserica. Biserica a fost cea care a salvat totdeauna cultul eroilor. Sintagma de cult al eroilor este denumirea noastră, dar trebuie gândit că totdeauna poporul român și-a cinstit eroii, cei care și-au pierdut viața pentru apărarea țării, victimele sau martirii. În Tarnița există un monument care a fost construit în anul 2007 și sfințit pe 5 mai, în care sunt trecuți 70 de eroi. Atunci, la sfințire a participat președintele, primul președinte al cultului eroilor, coronelul Chirieș, primarul de aceea, ambii trecuți la Domnul, Dumnezeu să ierte, și starea în care este totdeauna este un cuvânt de laudă pentru sătenii, pentru cei care păstoresc acest ținut. În partea biroului executiv, pentru invitația și pentru ceea ce a făcut și va face, am pregătit o medalie pentru Părintele Paroh. Medalia este prilejuită de împlinirea 30 de ani de la înființarea Asociației Cultul Eroilor și este semnată de președintele pe țară, domnul general Visarion Neagle. Părinte, vă rog să priviți de partea noastră acest modest. Vă mulțumesc. Proiectul pe care l-ați inițiat și l-ați desfășurat în comunitatea noastră, pentru cei care s-au jertfit adevărat pentru libertatea noastră, să zicem, Dumnezeu să ne ajute, Măguța Domnului, să ne dea sănătate,
fericire, prosperitate și tot ce ne dorim. Suflet curat, bine curat, tot ce ne dorim. Mulțumesc. Preoții, însoțiți de enoriași, dar și de autoritățile locale, au mers la Monumentul Eroilor din Oncești, unde a fost derulat proiectul Eroi au fost, eroi sunt încă. Președintele filialei Cultul Eroilor a înmânat primarului Marinel Mihai Puțeanu o plachetă aniversară. Este vorba de 30 de ani de la reînființarea filialei Cultul Eroilor Bacău, medalia 30 de ani de la reînființarea Asociației Naționale Cultul Eroilor. A fost înmânată preoților Dumitru Antohi și Ionus Todirașc. Am o mare bucurie că revin în comuna Oncești, comuna mea, unde m-am născut. Și am posibilitatea să răsplătesc printr-un mic gest activitățile de îngrijire a monumentului. În față avem troița refăcută, așa cum o vedem. Sunt din ce în ce mai puține monumente sau troițe sau cruci comemorative care se refac sau se îngrijesc la nivelul care l-am văzut în comuna Oncești. Repet, am văzut monumentul de la Tarnița, n-am văzut monumentul de la Laz, dar sper să fie în aceeași notă. Cunosc monumentul de la Biserica Bărboasa, care împreună cu părintele paroh Dumitru Antochi, acum 20 și ceva de ani l-am refăcut. Pentru toate acestea, biroul executiv a hotărât ca să vă acorde o plachetă aniversară la împlinirea 30 de ani de la reînființarea filialei Bacău, Asociației Cultul Eroilor. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să înmânez medalia 30 de ani de la înființarea Cultului Eroilor părintelui Dumitru Antohi, părinte care îl am în sufletul meu și îi acord un respect deosebit pentru tot ce a făcut pentru comună și mai ales pentru parohia în care este parte. Da, mulțumim pentru onoarea pe care mi-a acordat-o domnul președinte al Cultului Eroilor. Este o veche cunoștință și un sprijin deosebit. Avem toată încrederea că el va continua aceste frumoase tradiții pe care le-a făcut și le face cu comunitatea noastră. O comunitate mai specială, mai, cum se spună, dar totuși Dumnezeu își arată binecuvântarea așa și peste aceste medaluri. Mai deosebit. Alocuțiunile au fost urmate de un scurt program artistic prezentat de elevii școlii din sat, după care la monument au fost depuse coroane de flori. În perioada 16-22 septembrie, rețeaua europeană a polițiilor rutiere Roadpol va realiza proiectul Roadpol Safety Days, destinat conștientizării tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun în situația în care nu respectă normele rutiere, în scopul adoptării de către aceștia unei conduite responsabile atunci când merg pe drumurile publice. Proiectul este susținut de Comisia Europeană și își propune concentrarea eforturilor pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Proiectul și-a propus ca ziua de 21 septembrie să devină o zi fără persoane decedate din accidente rutiere pe drumurile din Europa. La nivelul județului Bacău, polițiștii rutieri vor desfășura activități informative, preventive, în vederea conștientizării tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 22 septembrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, sunt posibile pe alocuri chiar averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 7 grade Celsius. Vineri 23 septembrie, în cea de-a doua parte a zilei, sunt posibile pe alocuri chiar averse de ploaie, iar maxima zilei însă nu va trece de 16 grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul în termometre coboară până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Chiet.